2014 este anul proiectelor realizate din fonduri europene pentru orașul Breaza. Primul dintre acestea are ca obiect canalizarea și aducțiunea de apă potabilă. Cu toate că o lucrare asemănătoare va fi efectuată din fonduri alocate de Consiliul Județean, era necesar și un al doilea proiect care să cuprindă și alte zone din oraș. Este un proiect de aproximativ 3 milioane de euro, tot canalizare și apă. Canalizăm și băgăm apă, extindem rețeaua de apă pe străzile care nu sunt acoperite de proiectul Consiliului Județean. Renovarea Centrului Cultural Ion Manolescu și anvelopare blocurilor din zona pieței sunt alte proiecte realizabile cu fonduri europene. Considerăm că pe lângă infrastructură, Breaza are nevoie și de parte culturală și am început demersurile de anul trecut. Deja suntem calificați și suntem pe cale de a încheia contractul de finanțare pentru Centrul Cultural Ion Manolescu. Avem un alt proiect finanțat din exterior pentru anveloparea blocurilor din cartierul Piață, deci blocurile de la Piață. Acolo am avut înțelegere din partea asociațiilor de proprietari. În acest an se va construi la Breaza și un centru de informare turistică. Vom construi Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a Brezei. Mi se pare un proiect important pentru dezvoltarea turistică, părții turistice a Brezei. Și nu este un proiect foarte mare și s-ar putea să-l finalizăm până la sfârșitul anului. Localnicii așteaptă punerea în practică a planurilor de pe hârtie. Foarte bine gândită treaba și noi ne bucurăm și așteptăm de mult această, mai ales canalizarea. Breaza e o mare problemă. Eu sunt venită în Breaza de 6 ani și sufăr mult din cauza asta. E o idee foarte bună. Facă proiectul să-l... Deja cu canalizarea și cu... Am văzut că a început. Să-l ducă la bun sfârșit și vom fi mulțumiți. Eu, de exemplu, locuiesc pe strada Plaiului, unde și strada lasă de dorit. N-avem apă curentă decât pe o porțiune mică și avem mare încredere în dumnealui, pentru că semnele, mai ales acum în iarnă, au fost bune, aproape de foarte bune. Și avem încredere că va veni rândul și acestor investiții și ne vom bucura. Cel mai probabil, proiectele cu fonduri europene vor fi demarate în primăvară.